Da. Bun, dar pe viitor vor exista și alte soluții decât singurul sens, nu știu, semafoare deci, sau vedeți? La asta m-am gândit, eu asta m-am gândit și la asta am promovat-o și chiar am găsit înțelegere și un subiect serios de discuție cu cei de la CNADR și cu poliția, să începem un sistem inteligent de semaforizare, astfel încât să se poată prelua și traficul de pe străduțele, de pe străzile din Florești, străzile adiacente de N1, se poate vira stânga pentru cei care vin dinspre nordul localității și se poate vira dreapta pentru cei care vin din sudul localității. Ce pot să vă spun, așa ca un titlu de mândrie și de bucurie, săptămâna viitoare avem sediu de stabilitate pentru varianta de oborâre pe partea de sud a localității Florești. Este acel lucru pe deasupra unităților militare, pe deasupra complexelor comerciale. Acum o să vedem dacă vă găsi înțelegere la nivelul municipalității, să încercăm un proiect comun, pentru că acel drum, în felul în care l-am gândit, trece și pe teritoriul administrativ al municipiului. Dacă nu, până în momentul în care vom găsi înțelegere, eu sunt hotărât că l-am să mă apuc de această lucrare. Chiar le-am trasat sarcină de serviciu permanent de cele de la achiziții publice, în momentul când au toate documentația necesară să promoveze această licitație. Pentru că este o lucrare, în opinia mea, destul de scumpă, lucrare care, așa, un calcul preliminar, se ridică undeva la valoarea unui buget anual acum de Florești. Nu ca și lucrare în sine, ci... Care cam de cât este? Puteți să aveți... Undeva jur de 4-5 milioane de euro, depinde de an. Cam atât de bugetul anual. Lucrarea, și lucrarea... undeva sub 4 milioane. Dar bugetul cam atât e. Problema e că acel drum pe o porțiune de aproximativ 350 de metri se dat o zonă de alunecare. Motiv pentru că acolo au trebuit făcute niște lucruri. Dar s-au ajuns undeva într-o zonă a surului instabil. Dar fără discuție, asta este unica și singura soluție să mai descongestionăm traficul. Vă dați seama, acel drum va avea un traseu mai sinuos. La un moment dat, omul renunță la linia dreaptă, de favoarea liniei curbe, ca să ajungă mai repede la destinație. Va fi o alternativă. O alternativă. Și la anul vreți realmente să începeți? Da, lucrările? Eu vreau să încep lucrările. Nu știu pe parcursul, cât timp se vor întâmpla aceste lucruri. Nu știu cât la sută din bugetul local vor putea aloca. Dar sunt convins că, așa după cum merg treburile în politică, sunt convins că voi găsi susținere și la nivel guvernamental pentru realizarea acestui. Deci, asta zis de chestiunea cu orașul, că încă mai sunt alte prioritare. Această variantă alternativă rutieră este o prioritate? Să înțeleg. Pentru mine, prima. Mai ales că viitorul Spital Regional de Urgență, dacă se va face aici, se va realiza în Florești și acel drum nu va face altceva decât să fie a doua variantă de legătură și cu Spitalul Regional de Urgență. Pentru că trece pe partea de sud, bine, pe curbe de nivel, în amonte de Spitalul de Urgență, dar pe partea de sud a localității. Tangențial, la terenul alocat pentru construcția acestui lucru. Domnul primar, în încheiere, vreau să vă întreb, pentru că asta e o marca a Floreștiului, deja faptul că s-a construit foarte mult și străduțele laterale de care vorbim. Vin mulți de pe ele, deoarece sunt multe construcții în zonă, s-a construit mult, unii zic că haotic. Ați schimbat ceva în privința modului de acordare a autorizărilor? Da. Deci, în ceea ce mă privește, am spus-o încă de cu 3 ani în urmă, când am avut așa un moment de supărare personală, însă acordau autorizații de construcție de blocuri între case și case între blocuri, motiv pentru care nu știu să reușesc, am avut acea reacție. Încerc să fac de așa natură încât noul plan urbanistic general să devină cât mai repede palpabil, adică să intre în funcțiune. Și zonele unde a spus dumneavoastră că s-a construit haotic, eu zic că s-a făcut mici prostiori. Eroilor este zonă super aglomerată. Așa este. Urbanistic, nu știu, Florilor am mers mai rar, dar sunt câteva puncte unde s-a construit foarte mult și clădirea apropiată. Aceste zone pe care le-ați amintit sunt niște ieșinte închise, în sensul în care sunt nedelimitate de niște căi de acces. Să facem de așa natură încât să încheiem acolo zone respective cu acest tip de locuințe, dar respectând alte principii ale disciplinei în construcții. Și eu, ca și
zonă de dezvoltare a Floreștiului, ca și o zonă de perspectivă, ca și o zonă rezidențială, deci mă refer doar la Florești și a metropolei, văd dealul Floreștiului, este partea dreaptă, mergând spre Florești, pe DN1, dealul impropriu spus, pentru că pe o curbă de nivel superior. Deci înspre Badaș? Sau un... Peste Somme. Locurile respective au și niște avantaje. Primul și primul rând este o zonă cu exponență solică, o zonă mult mai caldă, și acolo, cu discernământ, echilibru și viziune, se poate dezvolta într-adevăr o zonă rezidențială, unde omul să-și cumpere o bucată de pământ, zic eu, nu sub 500 metri pătrați, să aibă și un pic de curte, să aibă și 2-3 pomi curte, să-și facă căsuța lui și să se bucure de viață. Bun, deci asta o vedeți ca o... Ca o vedeți și accesul să se facă pe unde? Pe la Baraj? Pe la Baraj, prin Florești, pe strada Dona din Cluj. De ce nu și o altă variantă? Pentru că trebuie să ne gândim la altă variantă de legătură, nu numai între Florești și Cluj. De ce nu între nodul de autostradă și Cluj și municipiu? Se discuta la un moment dat de acea autostradă urbană, un proiect excepțional. N-aș putea să vă spun ce implică acea investiție din punct de vedere financiar, dar eu văd o soluție mult mai realistă și mult mai rapidă, o șosea, nu? Drum la nivel de drum trafic greu cu egapamentul de 10 metri, care să facă legătura între nodul de autostradă și municipiul Cluj, undeva în zona sensului giratorului de la Cora. De adevăr, acest proiect implică probabil niște exproprieri, dar eu cred că în momentul de față trebuie cineva să ia taurul de corne și să nu ne mai împiedicăm. Vă spun sincer, acel traseu mă afectează și pe mine, așa cum am văzut eu. Eu și am câteva terenuri care ar pica în traseul acelui drum. Trebuie să ne supunem și la un moment dat, vă spun sincer, din viața mea privată. Niciodată nu am avut câștig fără pierdere. Cu alte cuvinte, trebuie să drămuiesc, să vezi cum e mai bine. Cât pierd și cât câștig în momentul în care mi se cere să fac un efort. Și mi-a revenit doar cu sfârșitare. Ce vreți să faceți la Florești, dacă vreți să schimbați asta, să nu mai fie considerat în continuare doar un cartier dormitor? Cam așa este primit. Să vă rezerv câteva surprize pe început. Am început și vă promit că mă voi ține de cuvânt. Modul în care ne prezentăm în ultima perioadă, noi ca și oameni, noi ca și Consiliul Local, angajații primăriei, principiile care stau la baza activității noastre n-au făcut altceva decât să aducă printre alți mulți care vreau să vină în Florești, inclusiv investitori. Ce pot să vă spun, Florești este, cred, astăzi, unica localitate din județul Cluj în care se construiește și se vinde. Este unica localitate din județul Cluj unde vin oameni și vin oameni tineri. Marea lor majoritate absolvenți de facultăți. Cu alte cuvinte... Bun, e vin, dar se legat de Cluj. Sunt foarte legat de Cluj. Da și nu. Nu trebuie să intervin eu cu mari minuni din partea administrației publice locale pentru a determina pe investitorii cu viziune să vină să investească în Florești. Și v-am spus, pe începutul anului viitor, pe primăvara anului viitor, veți vedea câteva mari șantiere în Florești care nu vor face altceva, mari șantiere unor mari firme, chiar concerne, care nu vor face altceva decât să creeze locuri de muncă. Pentru ce? Pentru forța de muncă calificată din Florești. Să nu cumva să aveți impresia că ea vin în Florești de dragul primarului. Nu vin în Florești de dragul floreștenilor. Vin pentru că găsesc acel mediu propice pentru investiții. Iar în ceea ce mă privește, clar, voi veni în ședința de Consiliu Local. Mă rog, nu știu, eu sau colegii mei de partid, consilier local, cu un proiect de hotărâre prin care să acordăm facilități fiscale la maxim înduse, ceea ce ne permite codul fiscal, pentru cei care vin să investească în Florești. Da. Bun. Da. Sper să aveți succes, numai că dincolo de investiția asta și locul de muncă, trebuie probabil și alte, zic, facilități, nu știu, culturale. Avem nevoie de buget, pentru ca să facem și acele lucruri imperios necesare sufletului uman. La atâta timp cât nu ai de unde să iei,
Eu cred că nu ai ce să pui.